unde vii, draga mea? Chiar în această noapte am venit cu mașina de ocazie din Basarabia, din țara mea natală, și vin cu calde îmbrățișări de la fanii dumneavoastră. Mulțumesc. Care mi-au zis, o urmărim tocmai din copilărie, și eu tot așa obișnuiam să fac. Și cu un mic cadou. Mulțumesc. Cu ceea ce avem noi mai bun, dulciuri și o sticlă de vin. Mulțumesc frumos de tot. Mă duc să le pun undeva aici și mă întorc imediat la tine. Natalia, noi ne-am cunoscut întâmplător și am fost foarte mândră de întâlnirea noastră. Ești un om cu o istorie absolut incredibilă, absolut incredibilă. După părerea mea, ce ai făcut tu nu se poate. Ai plecat la 17 ani din Republica Moldova, ai ajuns în Franța, acolo ai devenit profesoară de limbă franceză. Și logoped. Și logoped. Este ireal ce-mi povestești. După care, ți-ai abandonat meseria cumva, da, și ai plecat de una singură în lumea largă. Atenție, ce trebuie să înțelegeți este că Natalia a plecat din Moldova în Franța pe jos. A parcurs păduri și tot felul de pârleazuri până când a ajuns acolo în timp de 2 săptămâni. Fără însoțitor, fără nimic, fără rezerve, cu un rucsac și atât. Da. Cum acum obișnuiesc să călătoresc. Deci eu am luat bacul în Republica Moldova, nu vedeam niciun viitor, eram dintr-o familie foarte săracă și cumva eu sunt fata care nu și-a acceptat destinul. Eram de la țară, care era destinul meu? Să mă căsătoresc, să fac copii și să muncesc. Da. Și eu am zis nu, eram o elevă foarte bună, am zis că nu, eu vreau să merg în Franța, deoarece am învățat franceza la liceu, și am zis de ce nu să-mi încerc norocul. Pe atunci era foarte dificil să obții o viză, așa că m-am trezit într-o bună dimineața și am zis acum este momentul să plec. Am plecat luni seara și am ajuns duminică dimineața, am mers cu autobuz, cu tren, cu mașini de ocazie, pe jos, când am trecut frontiera între Polonia și Germania, am mers de la 6 seara până la 8 dimineața, în continuu, non-stop. Spune-mi, te rog, ce duci cu tine în rucsacul ăsta? Strictul necesar. Nimic care să nu-mi lipsească. Iată, aceasta este gentuța mea, care este cel mai important, pentru că aici am cardul de credit, aparate, pentru că filmez pentru canalul meu de YouTube, pașapoartele, da, și banii, atât. Restul, acestea sunt strict necesare, este desigur steagul Moldovei, dar uitați, am și cea la României. Eu sunt un ambasador al țărilor, da, României. Da, și uitați, erau vreo 2 metri și eu tai câte o bucată și dau oamenilor care mă cazează. Ce frumusețe, ce metaforă minunată. Și înăuntru ce? Și înăuntru am puține produse cosmetice, da, și haine de strictă necesitate, desigur, pe care le uzez. Deseori le spăl seară de seară ca să se suce până a doua zi, deoarece stau 2-3 zile într-un loc și tot continui să merg. Dar de unde știi tu că vei găsi un loc unde să dormi în seara asta, de exemplu? Niciodată nu știu. Și atunci de ce faci asta? Pentru că e periculos pentru o fată să umble brambura cu un rucsac în spate prin lumea largă, în 120 de țări sau câte... Dar ce este pericolul? Pericolul noi singur îl vizualizăm, îl proiectăm. Mi-aduc aminte, prietenul meu din America, Nick Zoo, a zis că e periculos să trăiești. Da, e adevărat. Și să-ți... Da, pentru că deci... s-ar putea să cam mori. Exact. Cel ce nu riscă, nu trăiește. Și eu trăiesc cu un risc, cu un pericol zi de zi, deoarece sunt o femeie singură la drum, dar viața, călătoria mi-a arătat că oamenii sunt foarte buni. Dacă în 2019, când am făcut primul ocol al lumii, eram axată, focusată pe lucruri noi, pe destinații noi, pe monumente, pe cultură, pe istorie. Acum, această călătorie... Sunt oameni. Da. Omenia, generozitatea, da, bunătatea. Ultima lecție pe care am luat-o eu de omenie a fost în Orientul Mijlociu. Nu mi-am dat seama că acești oameni, noi cu stereotipurile noastre de arabi, da, cine sunt arabi, cum sunt ei, sau religia lor, că ea lor nu este dreaptă, adevărată. Și ei mi-au demonstrat complet diferit de ceea ce gândeam eu. Mă bucur din suflet să aud lucrurile astea, pentru că aud din ce în ce mai des că lumea e rea, că lumea s-a înrăit. Iar Natalia vine să ne spună că, dimpotrivă, lumea a devenit mai bună și că ea știe nemijlocit, ea a fost acolo, nu i s-a povestit. Ai fost în sute de țări. Da.
cum Dumnezeu faci să te întreții financiar? Pentru că o asemenea călătorie, până la urmă, costă. Trebuie să-ți cumperi ceva de mâncare dacă nu găsești la un localnic. Da, am tras cu urechea și am auzit ceva de fasting. Eu fac foarte mult fasting. Eu mănânc câte o masă, fiecare 24-36 de ore. Când sunt la drum, nu simt foamea aceasta. Deseori oamenii mă hrănesc, mă căzesc gratis. Este o aplicație pe care o folosesc și acolo este gazdă gratis. E o comunitate de călători care se ajută. Cel mai mult plătesc pe biletele de avion. Asta este bugetul. Cu avionul? Da. Eu mi-am închipuit că doar pe jos. A, nu, călătoresc și cu avionul, dar uneori merg cu mașina de ocazie, avionul de ocazie, corabia de ocazie. Cum da? Așa? Prima dată a fost în Alaska, eram la o, cum să zic, o urmăritoare de pe Instagram, care m-a invitat la ea, Marina, o basarabeancă, și eu i-am zis, uite, am un vis, vreau să merg și eu cu avionul de ocazie. Și știu că aici mulți au avion privat și zic că vezi că la noi aici, chiar în Girdwood, este un aeroport mic, hai să mergem să vedem. Hai. Și imediat, în 5 minute, am găsit cineva care a mers cu 30 de minute și mi-a arătat Alaska de sus. Există imposibil pentru tine? Cuvântul ăsta? Cred că de aia și am fost un oaspete special pentru campania națională a doamnei Andreea Marin. Nu există, nu se poate. Da, eu am ajuns și pe Kilimanjaro cu jumătate de preț. La mine toate situațiile de călătorie pe care le am sunt provocări personale. Dacă cineva îmi zice nu vei reuși, sau eu singur, cum aici e o țară scumpă, e foarte dificil, eu îmi pun în gând, da, eu o să reușesc. La mine totul este pozitiv, optimist. Uneori sunt zile unde parcă mi se pare că am început cu stângul, dar totuși continui cu ideea că eu voi reuși. Ai reușit să ai și o viață de familie în paralel? Nu, eu în 2019 eram în un cuplu de aproape 10 ani și atunci am decis să îmi pun atât cariera cât și viața de cuplu în stand-by și să plec în călătorie. A fost o provocare personală destul de uriașă. Asta voiam să te întreb, dacă n-am fost fâșietor totuși să iei o asemenea decizie? Cred că trebuie să mă împac cu mine și cumva călătoria mă ajută foarte mult să mă dezvolt personal, să-mi vindec rănile, traumele din copilărie sau pe parcursul vieții și cred că mi-au reușit destul de bine până acum. Deja el este al 4-lea an, 120 de țări. Îmi propun să le vizitez pe toate, desigur nu în anul acesta, sunt conștientă, sunt unele țări unde este imposibil de mers din cauza situației politice a țărilor respective, de exemplu Afganistan, Yemen, dar cumva eu știu că poate în maximum 10 ani voi reuși să le vizitez pe toate. În toate călătoriile tale, sigur ai avut și momente care te-au distrat și de care ți-aduce aminte zâmbind. Desigur, da. Sunt oamenii pe care i-am îndrăgit și mă gândeam, mă duc la ei, stau doar câteva zile și plec și pe urmă plecam, mi-aduc chiar acum aminte de experiența din Vancouver, o familie de români care tot așa m-au invitat deoarece m-au văzut pe canalul meu de YouTube. Eu m-am dus cu ideea să stau 2-3 zile, am stat 3 săptămâni și pe urmă ne-am despărțit cu lacrimi în ochi. Plângând, cred. Da, parcă făceam parte din familia lor și chiar așa simt eu. Și vreau chiar să mulțumesc acestor români din diasporă, dar și moldovenilor care mă ajută foarte mult, deoarece datorită lor eu reușesc să merg la drum cu un buget foarte mic. Și cu un rucsac foarte mare pe care o să-l iau un pic în brațe, să văd dacă... Nu e așa rău. Nu. Serios. Sunt 7-8 kilograme. Da, eu credeam că... Aici sunt haine pentru o săptămână, maximum. Oricum, da. Am învățat un lucru. Se poate călători ușor, ieftin, da. Curaj să ai și să nu-ți imaginezi vreodată că nu vei reuși. Mulțumesc foarte mult, Natalia, mulțumesc pentru tot. Și dintr-o aventură vom merge către o altă aventură, una mai de familie, așa.